După mai multe episoade în care Cercul de Istorie Gheorghe Brătianu a luat pauze condiționate de situația pandemică sau cea a schimbării managerului bibliotecii municipale, acum s-a luat decizia ca întâlnirile să fie din nou suspendate. S-a hotărât astfel din cauza numărului mare de infectări cu virusul COVID-19 în județul Argeș. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Bibliotecii Municipale Ion Barbu, în care se arată întâlnirile Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu din Câmpulung sunt amânate până la scăderea sub 6 la mie a infectării cu virusul COVID-19. Ultima întâlnire a istoricilor Câmpulungene a avut loc la sfârșitul lunii iunie, atunci când tema dezbaterii au fost profesorii și istoricii mușceleni.